Regiunea Muntenia Sud este bogată în comune cu potențial administrativ, o parte dintre acestea aflându-se pe lista guvernului pentru a deveni pol regional ce au rol de servire intercomunală la nivelul zonelor lipsite de orașe pe o distanță de minimum 25 de kilometri. În Călăraș, Dragalina, Lupșanu, Mănăstirea Sărulești, în Argeș, Arefu, Domnești, Miroș, Rucăr, Slobozia, Stâlpeni și Vedea, în Dâmbovița, Băleni, Corbimar, Nucet, Potloci, Tărtășești, Vișina și Voinești, în Giurgiu, Călugăreni, Ghimpați, Hotarele, Roata de Jos, în Ianomița, Gribița, Mihail Cogălnicianu și Movila, în Ilfov, Brănești, Gruiu, Periș și Vidra, în Prahova, Băltești, Cioran, Filipești de Pădure, Măneciu, Puchenii Mari, Starchioști, Valea Călugărească și Valea Doftanei, în Teleorman, Dobrotești, Drăgănești, Vlașca, Olteni, Piatra și Poeni. Sunt localități cu rol de loc central, în județe care pot prelua servicii cu rol teritorial în sănătate, educație, cultură, comerț și altele. Ele vor avea o populație de minimum 2000 de locuitori. Comuna Băleni din județul Dâmbovița, aflată pe harta supercomunelor, este o comună bogată grație localnicilor care muncesc pământul, așa cum am învățat din moș strămoși. Strategia guvernului actual sau celor care vor veni nu înseamnă a pasa greutățile unor comunități și unor comune mici pe spinarea altor comune mai mari, care de fapt s-au dezvoltat prin munca de zi cu zi a cetățenilor respectivi. Consider că e o strategie bine pusă la punct și să aibă rezultate, dar să nu fie numai pe hârtie, să fie și fonduri alocate. Deși poate deveni un pol central în Dâmbovița, cei 8500 de locuitori ai comunei Băleni se confruntă cu două mari probleme de peste 8 ani de zile, lipsa apei potabile și a sistemului de canalizare. S-a introdus sisteme de canalizare și apă în regiuni, în zone unde era grad de sărăcie ridicat, iar acolo unde gradul de sărăcie era foarte mic, de exemplu Băleni, nu am fost selectați. Ideea de supercomună încântă pe localnici, care speră că prin această schimbare vor primi mai multă atenție din partea guvernului. E bine, da. Aveți cu ce să vă mândriți în localitate? Da, cum să nu. Cu ce anume? Să faceți multe lucruri pe aici, în comună. Oamenii cum sunt? Buni. Sunt muncitori? Muncitori. La câtă muncă depunem noi, comuna noastră, trebuia să fim sus de tot. E foarte bine, dar să ne ajute, dar nu să-i ceară înapoi. E bine să fie, dar nu prea cred. De ce nu prea cred? Nu, e că uite, îți dă banii și îi dai înapoi. Înapoi. Deci cum? Nu prea mai aveți încredere, nu prea, că veți nu fi prea, ajutați în vreun fel. Nu prea. La polul opus sunt rudarii din Băleni care spun că orice rang ar avea localitatea, ei tot greu o vor duce. Muncim cu ziua de nembolă, muncim azi și a doua zi ne luăm medicamente la sârpi. Teoretic, comuna Băleni este o comună bogată. Păi este bogată, dar... Păi este bogată, dar noi mai suntem unii și săraci, care nu ne ajută cu nimic. Nu ne ajută. Munciți? Păi muncim cu ziua. Muncești pe 500 de mii. Ce să trăiești, obtinși cu 500 de mii? Deci nu vă mulțumește deloc. Nu ne mulțumește deloc. În comuna prahoveană Filipești de Pădure, însă, nu sunt astfel de probleme. Infrastructura noastră, canalizare, apă, asfalt în toată localitatea, nu știu ce ar... Deci nu lipsesc. Nu, probleme grave. Avem o strategie de dezvoltare care, eu zic că, a dus la cea realizările astea, care o strategie de dezvoltare bună. Comuna Filipești de Pădure, cu peste 10.000 de locuitori, este reprezentativă în Prahova în ceea ce privește industria, având nenumărați investitori care au contribuit la dezvoltarea localității, dar și a localităților limitrofe. La dezvoltarea și capacitatea localității Filipești de Pădure, noi zicem că suntem reprezentativi și chiar ne merităm aceasta. Asta e o idee bună. Considerăm o idee bună pentru că vom avea o dezvoltare mult mai puternică. În desemnarea drept comună pol rural au fost luați în calcul mai mulți factori, precum rata migrației temporare a populației, rata medie anuală de creștere a populației, volumul populației, accesibilitatea rutieră și feroviară, ponderea persoanelor cu studii superioare sau mărimea medie a exploatațiilor agricole. Vor fi 183 de astfel de unități a căror dezvoltare vrea să o sprijine guvernul, inclusiv prin reabilitarea infrastructurii de transport, tehnico-edilitară și socioculturală.